się gadą dyrekcja, to jest Wesima, Predal, Draszo, Kongras, Bilde, Wangosz, Micza, Ramienia, Pais, Prezencie. Komunikaj, to jest szansę z Penozy, się gadą dyrekcja, to jest Wesima, Predal, Draszo, Kongras, Bilde, Wangosz, Micza, Ramienia, Pais, Prezencie. Salut! Câteva mesaje de posibil interes. 1. Acest model este impetuos, în primul rând pentru că este promovat de imaginea modelului real, care se bazează pe o puternică energie de simpatie și suflet, nu pentru că a impus prin calități anume în lumea colecționarilor. Este un model iubit, chiar și dacă ar avea de oferit doar o carcasă. 2. Apreciez sincer alegerea făcută de HGD.ro pentru reeditarea modelului CFR botezat Delfinul, mulțumesc HGD.ro pentru că a produs realizarea acestui model, iar criticile exprimate în conținut sunt adresate direct fabricantului. 3. Acest video nu este sponsorizat de nimeni în niciun fel, totul este achitat din bani personali. 4. Filmul este mai lung decât media acestui canal, dar are delimitate digital capitolele și puteți selecta oricând foarte ușor capitolul pe care doriți să-l parcurgeți. Să începem! Mărturisesc că nu prea am voit să fac acest film. În final însă m-au convins câteva argumente, cum ar fi lipsa de cuvânt a unei persoane, ciudata acceptare a unei calități minim garantate a unui produs de către cei care simpatizează strict emoțional cu orice formă colorată de EA și DA provenind de la CFR. Și faptul că produsele AF Models nu prea sunt niciodată prezentate altfel decât ori implicit adulator, ori pe post de trofeu fără număr și, în general, atunci se insistă pe poze și ambalaj.
Ultimul lot al produsului reprezentând locomotiva electrică românească, clasică, dar modernizată, ALAF Models, poate fi perceput drept un minim garantat de confirmări versus un preț încă suportabil de către fanii modelului. Noua ediție de produse, reprezentând locomotive românești de la amintiri feroviare, arată ca o ratare atrăgătoare sau de succes. Cel puțin pentru cei care sunt fani dedicați, orice ar fi, față de orice ar fi livrat ca produs final al acestui model. În opinie personală, nici la această ediție produsul ALAF Models nu reușește altceva decât îndepărtarea celor care au sperat într-o finalitate conformă cu realitatea prezentului pe piața de acest tip. Deși se străduiește, noua ediție satisface 100% doar aspectul tipăririi unor noi scheme de vopsire. Dar nu voi împinge la maximum exigențele de observator și utilizator, întrucât anumite dotări de tip incomplet au putut fi remarcate și pe la case celebre tip Rocco sau chiar Esu. Alegerea fabricanților pentru formula impusă cu monopol de putere comercial, compusă din mult, variat, slab calitativ și scump, fiind mai mult decât evidentă în ultimii 2 ani în Uniunea Europeană. În această filmare un pic mai lungă o veți vedea expusă în toate iluminările și unghiurile posibile. Pentru modulul de sunet am ales varianta pentru Țimo, fiind compactă și eficientă pentru rolul unei simple prezentări sau chiar al unei rulări îndelungate pe dioramă. Pentru acest material, locomotiva prezentată a rulat cam 3 ore și jumătate, din care 2 ore a fost în sarcină cu trenul prezentat pe circuitul care se remarcă în filmare. În primul rând, am apreciat îmbunătățirea ambalajului interior cu suport pentru model ala ESU. La fel, am apreciat livrarea gata montată a unuia dintre capetele cu detalii de vitrină, tot ala ESU. Nu voi comenta despre aplicarea vopselei sau potrivirea schemei de culori, sunt alții mai buni și mai pricepuți pentru asta. În plus, am văzut transpirații între culori și la Rocco sau Trix, deși asta nu trece neapărat drept scuză, pentru că ne-am fi așteptat ca un producător mic să mizeze tocmai pe o calitate de lux pentru a atrage atenția mulțimii. Pentru carcasă, doar rețin critica deja exprimată în diferite adunări de net, cum că schema de vopsire nu este corespondenta realității, însă voi exprima critici directe față de ce am putut ține în mână pentru. Vopseaua de evidențiere rame, geamuri și chedere este execrabil aplicată, impardonabil. Voi atenționa apăsat și că zgârieturile de pe anumite detalii, lesne de observat în video, așa au fost direct din ambalaj la scoatere prima oară. Suplimentar, anumite bavuri prezente pe unele detalii credeam că au fost rezolvate pentru modele feroviare H0 încă din anii 80, dar mai ales finisajul execrabil al ferestrelor curbe te face să simți că toate acestea însumate sunt de neiertat. Interiorul cabinei are ceva progrese, dar rămâne zgârcit în detalii, însă nu pot critica prea tare acest aspect, întrucât există modele la zi la mărci galonate care încă doar simulează un interior de cabină. Una dintre surprizele foarte neplăcute, cel puțin în plan personal, o dezamăgire, a fost trimisă către mine ca client de sistemul port cuplei acestei locomotive, în care este aproape imposibil la primele 15-20 de încercări să introduci cupla dorită, fie și dacă vorbim de cupla livrată în pachetul cu accesorii. După cum se vede în video, în mod ciudat, cupla intră relativ normal doar din sensul invers al port cuplei. Ca în 2022 să iei în calcul să cumperi un produs nu tocmai ieftin și la care nu poți introduce cât de cât decent o cuplă, aspect care pe cei mai puțin rutinați cu chestiuni de H0 îi poate pune în situația defectării unui reper al modelului, este ceva impardonabil, mai ales că aici nu vorbim de platine, de decodoare, de noi scheme electrice sau nu știu ce motoare, ci de o banală piesă de plastic. Imaginați-vă ce timorat va fi posesorul modelului cu greutatea ținută în mână, încercând să forțeze introducerea firească a cuplei și nereușind. Atât prin pilire capăt, introductiv cuple, cât și prin uzura pe care am aplicat-o, port cupla a început să tolereze introducerea de alte cuple, implicit schimbul acestora. Sistemul de lumini. Se prezintă la unele modele ale acestei ediții ALAF Models extensii ale opțiunilor de iluminat clasice. Putem aici să mângâiem inițiativa fabricantului cu zicala
intenția contează sau putem insista neînțelegând conceptul de fabricație prin care pui mai multe LED-uri, dar în final pare că doar ai spoit în loc să vopsești. În acest sens, voi remarca intensitatea foarte slabă a luminii proiectoarelor, prilej cu care voi menționa că este posibil ca reglajul reușit de noi din decodor să nu fie cel optim, unde în afară de modelul aici prezentat am reținut critici similare de la alți deținători și mai ales voi remarca iscusința cu care în folclorul acestui hobby pentru prima dată o locomotivă la scara 1x87 are pe acoperiș o posibilă dublă prezență simulată a unor grătare cu mici, la schimb cu așteptarea colecționarului ca lumina nou instalată să fi dat un realism aparte celebrelor ferestre rotunde din laterale. Dezamăgirea nu derivă din faptul că nu este creat efect de lumină interioară pentru aceste geamuri, așa am trăit și până acum, ci din faptul că nu se poate înțelege foarte lesne motivul pentru care instalez LED-uri suplimentare care nu luminează mai nimic. Pentru a da un aspect cât mai tehnic vizual luminilor de la grătarele de ventilație, atenuând senzația de pom de Crăciun livrată implicit din fabrică, am redus pe cât de mult intensitatea LED-urilor, întrucât oricum lumina nu era difuzată optim la nicio valoare către geamurile rotunde laterale. Această chestiune produce destulă dezamăgire, ca în versul acela lui Păunescu, și am putea și nu se poate. Pentru comparație, în imagini veți vedea un montaj artizanal de lumină pentru a lumina acele geamuri de pe laterale, realizată de minitehnic.ro. Legat de putere, modelul are o forță de tracțiune mulțumitoare, considerând că pe această dioramă urcușul în pantă cu 4 vagoane mari ar duce real la efectul de sarcină al cel puțin 7 vagoane de acest tip. Dacă probleme reclamate în trecut cu privire la fiabilitatea motoarelor au fost rezolvate până la această ediție, atunci clar este posibil și probabil a fi recomandată pentru rulaj intens pe diorame mari. În timpul filmărilor, locomotiva nu a avut nevoie de îngrijiri decât pentru anumite deraieri anticipate în anumite porțiuni de linie, aici fiind demn de menționat că rigiditatea boghiurilor a fost foarte mult ajustată în sens corector, de întreruperi de alimentare prin scurt la boghiuri la unele macazuri, dar și cu ocazia faptului că un bandou de cauciuc de aderență a sărit de la boghiul 2 după 45 de minute de rulare. Aceste detalii în tot prezintă modelul în rulare de nou și probabil că cei care le vor folosi intens vor anunța gradul de satisfacție în maximum un an de acum încolo. Le așteptăm cu interes impresiile. Las ca proprie concluzie exact versul citat mai devreme. Și am putea și nu se poate. Thank you.
Crăștișoara de la linia 14. Trenul interregional 621 pleacă în direcția Ploiești-Vesimaia, preda Brașov-Făgrașa.